Allez, pèle-toi, allez. Acum știți că vă poate să sune ciudat, dar eu nu sunt genul foarte direct, am păstrat ce era mai bun la sfârșit, ca Iisus cum a ținut vinul, cum a zis că a ținut vinul la sfârșit, da? La mai bun, că de fapt era apă, dar de fapt la vin. Om bun. Am păstrat ce era mai bun la sfârșit, pentru că lângă mine avem aici o legendă vie, din punctul meu de vedere, un om extraordinar care auzisem de mult de el, auzisem multe despre el, și acum, în sfârșit, am avut onoarea să îl cunosc. Acum, din păcate, nu o să poată să vorbească prea multe din anumite aspecte ale trecutului său profesional, dar în limita incidentelor de securitate o să poată să ne spună câte ceva despre el. Prieten bun, chiar dacă ne vedem pentru prima oară, suntem prieteni buni, nu culmea, e ciudat la noi să mori, deci e... Unele legături se reagează chiar și dacă nu e față. Și la fel, adică n-am fost față în față, dar ne vedem și... era zic că am dormit împreună, acela că am avut de hotel în apartament, n-am dormit împreună, Bă, super. Bă, singur nu puteți să nu te ați folosit jacuzzi. Nu. Era, chiar i-am și zis, ai ce fain. Am făcut duș în ghiuvetă. Nu, deci... a fost mai greu să încap în ghiuvetă, am reușit. Dar vreau să spun că bine, am dormit pe canapea. Da, dar jacuzzi încă piața nu dai, cred că. Eu am dormit pe canapea. Și eu în patru matrimonial cu două lebede făcute din prosoate. Bun, dimineața am găsit lebedele răvășite, prăvășite, nu știu de ce. Bravo! Da, și vreau să spun că am vorbit din prima de când a venit și că ne cunoșteam de o viață. Da. Asta este are dreptate ce spune și prietenul meu, că într-adevăr sunt anumite legături, anumite, nu știu, specia asta noastră interacționăm extraordinar, da? Specia asta noastră este dincolo de cuvinte. Bun, prezintă-te cine ești tu. Mulțumesc, Nic. Mă simt flatat acum la ce intrare mi-ai făcut. Eu sunt Raul Marina și am 41 de ani. Și n-am mai băut cola din martie. În rest, altceva nu prea pot spune. Noi ne-am obținut de la spune partea cu vârsta, dar acum s-a simțit el cel mai tânăr de la masă. Sunt cei mai tineri și uitați-vă la mine că am 52. Uitați ce păr am. Deci nu, oricum nu te vezi în cameră, că am dat cameră, mai continuez. Dar la noi, corpul ăsta, mi-a lăsit capul de ștept. Da, deci nu frumos. Așa crede noi că e vorba, știi? Nic. Mulțumesc tare mult de oportunitatea pe care mi-ai oferit-o. Sunt în general o persoană care încearcă să structureze informațiile cât mai succint, cât mai pe scurt, să fiu oarecumva scurt și la obiect. Cândva, de mult, am terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport. Dacă ar fi să merg înainte, mai înainte, și nu mi-este rușine să o spun, o spun cu mândrie, primul meu job, ilegal, pe care îl făceam, a fost undeva la vârsta de 7-8 anișori, când eu făceam gimnastică, făceam sport de performanță, făceam gimnastică, încă de la vârsta de 3 ani și jumătate fac gimnastică, și mi-am dat seama că unii colegi reușeau să strângă ceva bănuți de buzunar. Și evident nu mi-a luat mult timp să aflu de unde. Ei fugeau la fabrica de cărămidă, eu sunt din Cluj-Napoca, din Cluj, cum îmi place mie. Se vede vorba așa, de la Cluj. Mă întreabă și studenții, o să ajung și la partea cu studenții imediat sau cursanții, mă întreabă, domnule, dar sunteți de la Cluj sau de la Cluj? Și eu răspund foarte calm că sunt de la Cluj, că nu-i grabă. Dar încetinitorul de particule de la Cluj. Da, dar nu știți voi de ce suntem noi lenți. Așteptăm restul României. Și am aflat de unde își făceau ei bănuți de buzunar. Ei fugeau la fabrica de cărămidă, care era pe Bulevardul Muncii. Și practic încărcau cărămidă. Se făceau niște lanțuri umane și ieșea cărămida din fabrică și efectiv așa o încărcam noi.
Așa a fost prima mea sută de lei pe care am făcut-o muncită, să zic așa, în viața mea. Aveam 7-8 ani, ceva de genul ăsta. După care, la 17 ani, m-am angajat de mânuță cu tatăl meu. Am fost și m-am angajat la RAJAC, așa spunea, Regia Autonomă Județeană de Apă și Canale. Ei, eram tare mândru că eram singurul din clasă care va munci. Și evident, înainte de vacanța de vară, tuturor le-am spus că odată ce începe vacanța de vară, eu mă voi angaja și mă voi duce. Unde? La RAJAC. Nu era mie foarte clar ce e RAJAC-ul, dar acolo suna interesant. Știam ceva că e cu apă și așa mai departe. Era cu spion, era. Am stat și la prescontă. Era cu spion. Exact. Odată ajuns acolo, am fost angajat pe nobila funcție de muncitor necalificat. Un fel de task force al RAJAC-ului, al regiei apă, exact, județene de apă și canal, la departamentul intervenție rapidă canal, OSS. adică treaba era destinată, adică bă, dacă era la intervenție de mic, dezamorsare situației, căcăcioase. Explozivă, propriu, explozivă, cu iedul. De aici, după aia și o anumită de... Deci de acolo ți se trage. Da, norocul amorsările. Norocul de acolo l-am luat. Măi, evident, la vârsta aia, la 17 ani, contează absolut tot ce te înconjoară. Cred că și-am muncit tot așa la 17 ani, e muncitor necalificat, vă vacanță de bani. Vă dați seama cum urma să înceapă în septembrie, în 15 septembrie, când începea școala și toți mă întrebau cum e, că lucrez, că nu lucrez și ce fac, ce era să le spun, o să sar peste asta. Așa, evident, am bătut apa în piu că lucrez la RAJAC, la RAJAC, la RAJAC. Dar de fapt ai fost la mare. La mare adâncime, poate. Așa. Aici este un lucru important, care de fapt o să vorbesc despre el, pentru că asta m-a ghidat, practic, cel puțin până în prezent, asta a fost un catalizator al meu. Eram mic, tot probabil în jurul vârstei de 5-6 ani, când tatăl meu m-a luat pe picior așa, când trebuia să-mi spună ceva serios, totdeauna m-a luat pe picior, zicea, Raul, hai aici. Și mi-a zis, Raul, nu contează în viața asta ce vei face, ce vei ajunge, ține minte un lucru, fii cel mai bun. Asta a fost momentul în care aveam nevoie să găsesc, să văd cum pot fi cel mai bun la vidanjat fose septice. Era o dilemă. Cum să țin furtunul? Cum să amorsez pompa aia? Era o pompă alba, nu o să văd niciodată, trebuia să bagi apă, să facă un vid, să dai ca un fel de camă, să... Mă rog, o procedură spufoasă și interesantă. Dar vreau să spun, că acest mic declic și acest focus al meu pe cum pot eu să-mi îmbunătățesc zilnic performanțele, m-a făcut, chiar dacă sună ciudat, acum m-a făcut să nu fie groază de a doua zi că la ora 7 trebuia să îmbrac salopeta și să fugim pe nu știu unde, pe ulițe și nu știu ce, cu eu mai refulat toaleta sau nu știu ce. Și începusem cu lucruri simple. De la simplu la complex, de la ușor la greu, da? Începusem să-mi notez timpii. Dom'le, cât timp mi-o luat să scot toate furtunele alea, să le pun, să le fac. Wow. A fost o chestie de mindset. Da. Okay? Deci, în toată nebunia asta de care, da, eram dezamăgit la 17 ani, îmi doream să fiu văzut ca colegul wow care lucrează într-un sector wow, da? Și începeam să mă preocup de cum pot să scap de pata asta a mea în creier, de cum pot eu să scap de dezamăgirea asta și să fiu cel mai bun. Și am început să măsor timpii, să progresez, să scurtez, să-mi îmbunătățesc abilitățile acolo unde se putea. Exact. Iar în scurt timp am fost avansat ca și cititor de apometre, la fel. Vă rog frumos! Când ai cu literă la școală, deja nu mai e limită. Aveam un mic târnăcop cu care ridicam capacele și citeam apometrele. Norma era de 100 de citiri pe zi. Asta era. Primei 100 de consumatori pe zi, aveai 8 ore de la ora 7 începând, aveai 8 ore, puteai până seara la ora 9 să-ți faci citirile. Da. Ok, aceeași dilemă. Cum pot fi cel mai bun în ceea ce fac? Am început să-mi cronometrez timpii,
în cât timp am făcut 100 de asta. Să așezi zone, să se cifreze de pe strada X, pe strada exact. Pe unde să o iau, pe unde să o iau, cum să fac, care zona mai grea, cu aia să încep, că-s mai nedehnit. Și începeam să-mi fac niște calcule și niște planuri încă de dimineață, în drum spre Rajac, la 6-6. Eficientizarea întregii activități. Exact. Incredibil cât de mult te ajută chestia asta în momentul în care faci ceva ce, să zicem, nu-ți place. Cât de mult te ajută să treci peste o etapă, pentru că dacă te focusezi mental pe ceva ce nu-ți place, te vei podmoli. Dar dacă găsești, pe mine m-a ajutat foarte mult acest lucru. În tot acest lucru care nu-ți place, pot găsi ceva ce să mă motiveze. Da? Îmbunătățirea performanței. Și introduce ergonomia. Am ajuns, ca să o scurtez, am ajuns până la 300 de consumatori să-i fac în 6 ore, nu în 8 ore. La același salariu. Da? Pentru că nu îți mărea nimeni salariul. Nu, bonus. După aceea am fost avansat la casier în casator, mergeam, strigam pe ulițe, sate, comune și așa, apa, cercetorul de taxe, măi, am fost mușcat de 5 ori de cuncirea. Erau câinii special antrenați să muște. Da, pentru că eu, ca oamenii erau la țară, erau în fundul grădinii, îți dai seama, dar să urli la ei, să vină. Mai pătesc eu când mă duc la undeva și, știi, la fel. Exact. Și când strigi, vine haita de câini, ce să spui? Nu poți să zic apa. Că nu venea nimeni, trebuia să strigi să te audă în fundul grădinii. Dacă strigai pe ei, se vreau câinii dând din coadă, dacă strigi apa. Exact. La fel și aici încercam să dezincentizez. Urlam la fiecare poartă și mergeam până în capătul uliței, după care mă întorceam. Pentru că până venea Badea Grigore și cu ceea ce Florica, eu deja strigam încă la 20 de porți și mă întorceam. Și acum am 2-3 mușcături, evident, că haitele de câini și deja doamna de la contagioase mă cunoștea. Zice, domnul Marina, iar ați venit? Păi, da, iar mă mușcat. Păi acum 6 luni ați fost vaccinat. Zic, că-i valabil, da, e valabil. E ok. Ok, am trecut de partea asta. Dar stai să întreb ceva, scuză-mă. Ai zis că făceai 300. 300 de ani. N-ai întâlnit colegi care ți-au zis? Bă, ne strigi nouă, șmecherii. Să strigi pe șeful de ăsta, poate. Toți am trecut prin asta. De ce poți să iau din deceartă șeful din cauza asta? Costul de echipament? Păi aia zic. Alex, n-am vrut să pun accentul pe negativitate. Păi, dar aici în momentul în care faci lucrurile diferit și o să ajungem și la partea. Păi aia de pasă. În momentul în care faci lucrurile diferit, sunt alții care, dar de ce faci asta? Ce bă, la ce vrei să afli? Plus că eram cel mai tânăr, adică colegii mei aveau 45-50 de ani, nu zic că eram în vârstă, dar eu aveam 17 de ani. Ce ai s-a umflat, orez un tine și texte de genul ăsta. De asta vreau să scoți în evidență cum ai reușit să treci peste asta, știi? Că sigur ai avut reportul. Explicându-le foarte clar intențiile mele. Intenția mea nu era să-l iau locul. Cu atât mai mult cu cât nu era un loc nobil, cred că-și dau și seama. Da, îi dau și pe al meu, mai stau un pic și plec, oricum nu vă... fost, atunci nu-i zicea bullying, atunci îi se zicea că face mișto de tine. Da, mai zicea bullying. Se făceau mișto. De frustraților îi ziceam, știi, intrava de frustrații. Când eram la cititor de apometre, erau care ziceau, auzi, Raul, ce faci tu astăzi, cât vrei să faci? Nu vrei tu să faci 200 azi, că uite, ți le-aș da și pe ale mele. Și mi-a plăcut totdeauna să forțez ceea ce sunt capabil, să văd, bă, oare mai pot? Și ziceam, da. Da. Ăla era momentul în care îi surprindeam. Da, câți au rămas? Păi mi-au rămas 80. Dă-mi-le aici. Acela a fost momentul în care reușeam să câștig respectul lor. Nu prin a-i contracara sau prin a le arăta că sunt mai smart, mai deștept sau mai viclean decât ei, ci prin faptul că acceptam acele task-uri pe care ei mi le dădeau prin miștocarea la lor. Știi? Și am reușit să câștig respectul lor, astfel încât și astăzi, după 20 de mii de ani, când mă duc pe la Rajac și încă mai sunt din vechea gardă acolo, mă duc să-mi plătesc o factură de apă, nu mi-am mai puțin de 2-3 ore. Pentru că mă văd, mă pup, sună telefoanele, haideți că a venit Raul, hai că nu știu ce și ești. Da? Bun, cam asta a fost povestea cu Rajac. Facultatea de Educație Fizică și Sport, am făcut 4 ani de judo, am făcut 7 ani de kickbox, pot să zic că știu cum e să iei bătaie, nu ca tine, tu ai mult mai multă bătaie decât tine. Da, deci știu ce înseamnă să iei bătaie și dacă ar fi să ofer o sugestie cuiva care să se apuce de orice sport de contact, cred că prima sugestie, pentru că sfatul din principiu nu dau,
Prima sugestie pe care aș oferi-o ar fi să învețe să o încaseze. Păi asta le zic și eu acum. Asta e prima lecție. La judo, prima lecție e cum scăzături. Cum cazi, într-o parte. Da? Deci, și în viață, cred că chestia asta te ajută. Pentru că în viață, dacă nu știi cum să cazi, nu vei reuși să te ridici niciodată. Numai, dar dacă nu apreciezi, nu știi să pierzi, toată lumea știe să câștige. Puțin știu să pierdă. Aici e problema. Mulți din cauza noi, dacă ți-au aminte, când pierdeam ceva, ne ambițiam, rupeam, câștigam după aia, nu se punea problema. Acum mă uit la generația tânără, au pierdut, renunț. Salut, da. Dacă Einstein nu ar fi încercat de 10.000 de ori, nu mai descoperă. Să mergem mai departe de lumină. De lumină, da. Thomas Edison spunea că... Exact asta vreau să zic și acum, nu se poate. Nu spus că o eșuat. Da, reporterii de la Times, New York Times, a zis, zice, domnule, ați eșuat de 1.000 de ori în căutarea până să vezi soluția corectă, să faceți filamentul ăla, că l-a pus prima oară, am pus tot felul de chestii, nu știu. Și el ce a zis? A zis că... Nu am eșuat de 1.000 de ori. Ci am găsit 1.000 de modalități prin care n-am reușit să aprind becul. Da. Și aici pun accentul foarte mult pe mindsetting. Repet, mă întorc la perioada copilăriei mele când tatăl meu mi-a zis motivează ceea ce faci, fi cel mai bun. Și asta este o sugestie, iar mă corectez, nu vreau să dau sfaturi, că nu-mi place să dau sfaturi, este o sugestie pentru toată lumea. Indiferent ce faci, indiferent că ești la un loc de muncă care nu-ți creează plăcere, sau dacă îți face plăcere, cu atât mai mult. Nu o să muncești o zi în viața ta. Nu te mulțumi să fii mediocru. Lumea asta nu a fost scrisă, istoria acestui pământ nu a fost scrisă de oameni mediocri, ci de oameni considerați nebuni, de oameni care au fost în competiție în primul și în primul rând cu ei înșiși. Și care aveau curaj, că practic trebuie să ai și curaj. Trebuie să ai curaj. Bun, facultate, masterat, toată lumea se era să folosesc o expresie, fugea de armată. Se zicea că cine face armata e bărbat, cine nu face e de două ori bărbat. Naiba știe, nu știu undeva. De trei ori femeie. Nu, vezi că e invidioasă Mihaela că face la asta. Nu mai dă. Eu cunosc personal pe Mihaela Tatu și chiar e de trei ori. Și eu super și eu cunosc personal și chiar... Eu de trei ori, doamne, de trei ori. Dacă Mihaela te uiți cumva la podcastul ăsta și îți recomand, te salut cu drag, Mihaela ta. Îți dai link-ul atunci. Da, îți dau link-ul, dar ea este la Oradea. Bun. Terminasem și facultatea, am făcut un masterat, am făcut și modulul psihopedagogic. Ce să fac acum? Toată lumea cu adeverințe, inapte. Să ține 41 tu? Da. 41 ăsta. Deci tu ai prins armata, ai făcut armata. Da. Dintre ultimii ani când se mai făcea. Dintre ultimii ani când încă se mai făcea, da. Doar că fiind cu facultate, aveam posibilitatea să o fac la TR, la TR 6 luni. Da. Bun. Am zis, eu mă duc să fac armata, nu o să văd cât trăiesc, am bătut la comandamentul armatei a 4-a teritorială Transilvania, în Cluj acolo peste drum. Nu ziua, am venit. Exact așa au fost, să trăiți. Am venit, bă. Ceva de genul, da, să trăiți. Foarte pasiune. Da. Entuziasm, yeah. Știți, aș vrea să fac armata. Ordinul de încorporare. Păi, plin de 4 ani mi-ați tot trimis, v-am adus adeverințe că sunt student, alea. Acum nu am. A, nu? N-ai ordinul, faci armata. Mă-și acasă. Ok, a fost momentul în care m-am dus acasă, m-am apucat, am scris o scrisorică către Ministerul Apărării Naționale. Așa, am căutat, atunci apăruse de internet cafeurile, că nu aveam. 97, 98. Da. Exact. Așa s-am făcut. Exact. Apăruse internet cafeurile, am luat adresa Calea Amzei, nu mai știu care era exact, am trimis o scrisoare, nu a trecut 10 zile, am primit o scrisoare de la însuși Ministrul Apărării Naționale. Așa au ajuns, dar erau... M-am dus înapoi cu hârtiuța respectivă, mă rog, o scurtez, am ajuns la Academia Națională a Forțelor Terestre, la Sibiu, de aici o să o scurtez, am ajuns și pe la 317 ISR Blădeasa, Vânături de Munte, am intrat într-un program mai așa și pe dincolo. Nu știu aici unde să mă opresc cu povestea, că am trebuit să mă opresc în partea asta.
Tu știi, tu știi. Da. Eu nu zic. Întreabă-mă tu ce mai vrei să faci. Ce om nu l-a vrut așa ceva. Da. Ce să spun? Bun, hai să vedem. Poate că fac tot mai fără întrebări. Da. Am avut ocazia să fac parte din primul contingent 2003 până în 2008 al FOS, Forțele pentru Operații Speciale. Foarte mult de aici n-o să povestesc. Târgu Mureș, nu? Așa. Dacă tu zici... De acolo. Da, Târgu Mureș. Păi nu, atât. M-am intersectat oare cumva, cred că, chiar dacă nu direct da, și constatat, cu... Am constatat noi că într-o anumită perioadă ființam într-o anumită unitate... General Major Grigore Baștan. Da, școala de aplicații... Așa. Pare cu diistii. Așa, bun. În fine, a fost o perioadă un pic mai mult de 5 ani foarte intenși, care au lăsat mai multe... experiențe, să spun așa. Viața e făcută din decizii, din alegeri, să știi că nu regret nimic. Asta este a fost greu, dar știi cum e, dacă no pay, no gain. Bun. Hai că îmi zic acum CV-ul așa rapid, după care dacă ai întrebări. M-am liniștit un pic, m-am retras după 5-6 ani de intens și vizitându-mi câțiva prieteni pe care am cunoscut în anumite schimburi de experiență francezi, legionari, am fost prin Franța, am văzut ce înseamnă un magazin de Decathlon, am fost suficient de nebun cât să zic că, wow, ce tare ar fi și în România conceptul ăsta. Sunt ce am? Dacă mergem în urmă cu vreo 10 ani, 12 ani, 10-11 ani, când a apărut Decathlon în România. Am deschis, cât timp am stat eu la Decathlon, am deschis 7 magazine în România. Cu Fabrice Beșu și cu Christophe Henbert, pe cărora o să le trimit acest link și o să îi salut. Fabrice Beșu și Christophe Henbert am pus bazele Decathlon România. O poveste frumoasă, o poveste, pot să zic, de dragoste, pentru că am făcut-o cu suflet și am pus drag în tot ceea ce am făcut, am cunoscut oameni extraordinari, am de la partea de descărcat magazine, camioanele cu ajonsment, adică tot mobilierul ăla, până la partea de recrutare, până la partea de formare, toate le făceam noi. Eram așa ca un combinat în care fiecare îndeplinea mai multe roluri. S-a creat o mare familie. Te-ai atașat foarte mult. M-am atașat foarte mult. Cred că e copilul tău. Exact. Cred că unul din defecte sau calități, nici nu știu, pe care le am este că atunci când fac ceva, îmi doresc să fiu cel mai bun în ceea ce fac și inevitabil pun suflet. Cum a fost și cu Rajacul, chiar dacă făceam ceva ce nu neapărat ca pasiunea mea, m-am atașat de oameni de acolo, îmi sunt dragi, ne sunăm, scriem, vorbim în continuare, am rămas frumos. La fel și cu camarazi, unii încă mai activează, alții s-au mai retras, o parte dintre ei, din păcate, nu mai sunt aici, în schimb sunt în alte armate și păzesc de sus pe cei care încă mai activează. De dincolo, practic, eu consider că cel mai important în lumea asta este relațiile pe care le construiești și felul cum alegi să te comporți cu oameni. Aud de multe ori că se spune că haina îl face pe om sau nu. Omul face haina. Da? Deci, indiferent de salariul pe care îl ai, indiferent de poziția în societate pe care o ai, dacă vrei oamenii să te urmeze pentru că își doresc ei, atunci nu are nicio relevanță cum te îmbraci sau ce mașină conduci, ci cum te comporți tu cu ei. Am deschis Decathlon, au fost câteva, deci am deschis 7 magazine, au apărut niște evenimente în viața mea, a trebuit să mă dedic persoanelor dragi din familie care aveau mai mare nevoie de mine în acea perioadă, am plecat din Decathlon și după o altă anumită perioadă de timp m-am angajat ca și trainer, consultant la CDM, Centrul de Dezvoltare Managerială. Este cea mai veche, să zic așa, ca și experiență, organizație de training și dezvoltare organizațională, managerială, profesională din România. Este din 1997 fondată, Centrul de Dezvoltare Managerială. A
a fost înființată la inițiativa Ambasadei Marii Britanii la București pentru un program de know-how și așa mai departe. Unde pot să spun că sunt trainer de cel puțin 10 ani. Da? Aprox. Ceea ce mi-a dat ocazia să întâlnesc mii de oameni de la care să învăț foarte multe lucruri. Da? Țin cursuri de management, de leadership, dezvoltare personală. Să țin că este ciudat aici, adică tu ții cursurile și tu înveți de la oameni. Da, da. Ați înțeles ideea? Ați înțeles ideea? Da. Acum ați înțeles, da? E foarte mișto spus. Exact cum vă spuneam și eu, că eu o să învăț până o să mor, inclusiv de la oricine. Da, nu există. Avem, cred că toți avem. Da, da. Cine spune că deține ador absolut, nu există. Da, da. Full-time student, da, da. Part-time instructor. Ca și profesie de trainer, ești trainer, dar întotdeauna ești elev. Așa. Adică elev ești întotdeauna, din când în când ești și trainer sau instructor sau profesor sau... De asemenea, la fel, mi-am dorit să fiu cel mai bun. Aveam colegi care țineau cursuri la companii mari, nu știu dacă pot să dau numele sau nu. Sunt unii dintre cei mai mari jucători pe piață, adică au angajat 15-20 de mii, 5.000, 8.000, sunt printre cei mai mari jucători pe piața românească. Când am pășit în CDM, primul lucru m-am întrebat cu mintea de atunci, cine e cel mai tare? Cine are cei mai mari clienți? Vreau să fiu acolo. Iar asta a însemnat foarte multă muncă. A însemnat kilometraj. Să fii un bun trainer nu e suficient doar să citești foarte mult. Cum de altfel să fii un bun pugilist nu e suficient să citești sau să te uiți la filme. Trebuie să intri în ring. Iar viața de astăzi... Să și lucrezi efectiv. Exact. Trebuie să începi să ai kilometraj față în față cu clientul, să spun așa. Da? Să fii contrazis. Să ai persoane care au 30 de ani în conducere organizațională și să-ți spună, domnule Marina, câți ani aveți? Păi, 30... Marina, eu am 35 de ani de când sunt tu director. Tu să mă vezi pe vreți mine. Să mă învățați? Astea sunt... Când era dulăul cățelul. Aici iar este un moment de alegere. Viața e făcută din aia. Aici tu ai ales, adică eu am posibilitatea să aleg cum văd această întrebare. Ca pe un obstacol și să mă blocheze. Sau ca pe o provocare. Care să-mi doresc să o depășesc. Corect. Da. Viața e făcută din decizii. O repet. Tu decizi în fiecare clipă, inclusiv fericire. Asta o spun în permanență cursanților mei. 99% din viața noastră, noi alegem dacă astăzi deci, vom fi fericiți. Deci, așa mai spune că... Asta e destinul, da, sunt de acord, există o soartă, un destin, dar felul în care interacționăm noi și reacționăm noi la stimuli respectiv, noi hotărâm ca destinul respectiv să fie în defavoarea noastră. Asta este ce vreau să spun eu, că noi hotărâm efectiv nu cu chestii mari, complexe, nu, dar și procentajele, dar în cea mai mare măsură, exact, deciziile mărunte, deciziile mărunte sunt exact aia care împinge încet și la un moment dat, din cauza vitezei, automat o să vireze. Da. Foarte interesant ce zici. Așa este. Deci avem posibilitatea să alegem dimineața când ne uităm, ne privim în oglindă dacă vedem un loser sau un campion. Și în funcție de ce îți dorești să vezi în proiecția imaginii din acea oglindă, asta ar trebui să determine atitudinea ta pe întreaga zi. Iar aici nu o să intru foarte mult în părțile tehnice, pentru că s-a discutat, se va mai discuta. Aici e Nic, care este maestru Kung Fu. Maestru de așa. Sunt maestru pe platforma industrială. Nu maestru. Sunt un simplu om care am reușit să dau mai departe ce am învățat și eu și... Care a acumulat experiență. Da, am acumulat experiență la modul dur. Adică la modul dur. În orice proces este foarte important cum începi, cum te poziționezi, care este startul. Și aici o să vorbesc puțin despre mindsetting. În momentul în care dimineața, cum spuneam mai devreme, te uiți în oglindă și vezi un loser, așa vei fi toată ziua. Vei căuta scuze. Scuze la orice. Scuze că n-am chef să merg la sală, scuze că astăzi n-am chef să fiu un manager bun, un lider bun, un instructor bun. De ce? Pentru că plouă, că e frică, n-am chef. Astea sunt scuze. Loserii caută scuze. Campionii, dacă vezi un campion în oglinda aia, atunci deja aerul pe care îl inspiri, modul cum expiri, atitudinea ta trebuie să fie demnă de un campion. Înseamnă că
absolut tot ce se întâmplă în exterior prezintă probabil doar mici obstacole pe care tu trebuie să le depășești. Și nici de cum obstacole de nedepășit. Da, deci, mindset, în toată pregătirea pe care noi o facem, în tot ceea ce construiesc ca și programe pe partea de mentoring, pe partea de coaching, pe partea de programe de dezvoltare, pun foarte, foarte, foarte mult accent pe mindset. Vorbeam de leadership mai devreme, țin cursuri de leadership. Leadership, 99% este atitudine. Corect. Atitudine. Acea atitudine care de câte ori întâmpini o dificultate să te facă să te întrebi cum pot depăși chestia asta, cum pot găsi o soluție și nici de cum mâine am o întrevedere cu șeful ce scuze am. Nu, cum pot să o rezolv până mâine, cum pot depăși barierile astea. Mindset. Și e destul de greu pentru tine în România, pentru că noi știți că România avem niște proverbe foarte păcuboase, noi suntem foarte păcuboși români la chestii de genul ăsta. Noi avem cu darea cu capul plecat să avem mântaie, mai bine cu rău decât fără rău și cu tot felul de bunează. Și când iau pe oameni că zic chestiile astea, nebunesc. Și mai ales mă deranjează foarte mult când au de speranță. Lasă că sperăm, că este, bă, nu mai spuneți, deci nu vreau să mă am cuvântul a spera. Speranța este sentimentul loserului. Da? Ăla care e, ca ăla, dă, Doamne, să știi și eu la lotă, dă, Doamne, să știi și eu la lotă. Deci, la un moment dat, Dumnezeu zice în vis, băi, da, ok, am creat toate treburile, du-te și așa un bilet ca să exact. Știi. Așa și o chestie să și foarte greu în România, cred că a fost destul de greu la început. Este în continuare. Și este în continuare, pentru că românii sunt păcuboși, sunt negativiști, așa. Da, da, da. Și, știi, optimistul, știi cum se rezumă optimismul la român? Sper. Da. Și gata, asta s-a terminat optimismul, el sper. Și dacă dar nu face nimic, dar el speră. Și dacă o sperat și nu i-a ieșit, vă zice, ghinion. Asta e soarta, ghinion, da. Da, da, da. Speranța mare. De-aia eu la mine, dacă ați văzut... Nu contează, important e să speri. Pe canalul, da, e important să da. Pe canalul meu mereu le spun, antrenați-vă, antrenați-vă, antrenați-vă. Trinitatea, puneți-vă la și înțelegeți. Nu poți să fii luptător bun dacă nu ai cele trei aspecte, da, care reprezintă să fii bun în, ca pregătire fizică, da, autoapărare și arme de foc. Și să mergi cu ele liniar pe cât posibil. Că dacă lași pe unul așa, asta s-ar putea să ai surprize în luptă. Așa și cu chestia asta. Ce spune el este extraordinar și mindset-ul la fel le spune. Când vin la mine elevi, indiferent că vin pentru autoapărare, indiferent că vin pentru pregătire fizică, indiferent că vin pentru să-i învăț să tragă cu arma bine, indiferent pe ce motiv vin să-i învăț eu, din ce pot eu să-i învăț dau mai departe, primul lucru care îi întreb, dar de ce vrei să faci? Pentru ce? Asta este mindset-ul, da? Asta este motivația lui. Și întotdeauna am avut oameni extraordinari care erau oameni care au venit să învețe să apere, au fost cei care și-au luat bătaie și la zi vreau să nu mai ia bătaie și să se oprească chestia asta și vreau să învețe să apere. Erau oameni care trăgeau prost, foarte prost și ajunseseră cumva, nu știu nici ei cum, ajunseseră nu știu cum, da, să-și dea și ei seama. Și, da, ajunseseră da. Niște poziții în care la un moment dat chiar trebuia să, da, știi? Dar trebuie să mă duc să viziteze un specialist, da, e clar că am un problem. Ca să nu-și piardă așa, au venit și șeful arată și mie, să fie bine să-mi fie. Ai zis un lucru foarte important pe care n-aș vrea să-l ratez, pentru că vreau să mă leg puțin de el în ceea ce se spune, că au venit bine mulți la tine care au luat bătaie și își doresc să nu mai ia bătaie și că-ți motivați de asta. Așa este. Știai că există doar două mari puteri, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, care guvernează, care stau la baza tuturor deciziilor noastre? Care? Pedepsa și recompensă? Frică și plăcere. Păi, eu le-am zis bine. Păi nu, astea sunt, mă, că le-am zis altfel. Eu le zic pe... Noi suntem animale sociale care funcționăm cu pedeapsă și recompensă. Deci orice decizie o iei, o iei fie că-ți place, fie că-ți este frică. Nu vei lua o decizie niciodată în ceea ce te privește indiferent. În ceea ce te privește pe altul, da. În ceea ce te privește nu va fi indiferent. Mergi la serviciu că-ți place sau mergi de frică că mâine nu mai ai să-ți plătești facturile. Da. Te îmbraci sumar afară deși știi că e frig, o faci pentru că-ți place cum te-ai îmbrăcat și ești dispus să rabzi frigul. Da. Eu hai să vreau să întotdeauna există o explicație, da? Deci la baza deciziilor noastre stă plăcere sau nu. În schimb, cum facem să facem un lucru de plăcere, asta iară mă întorc la mindsetting și nu mai vreau să plângesc că mindsetting. Vreau o întrebare. Cum scoți oamenii din zona lor de confort? Că avem o problemă cu asta. Da. Așa e? Zona de confort, în primul rând trebuie să înțelegem că zona de confort este ceva firesc. Noi avem trei creiere.
principale despre care se tot vorbește, management, leadership, anatomie, ai spus-o și tu, este creierul reptilian, creierul limbic și neocortex, rațional, da? Creierul reptilian este cel care are grijă de noi, controlează funcțiile vitale, instinctele, respirație, temperatură, mâncare, sex, teamă, etc. Creierul limbic este sediul emoțiilor și așa mai departe. Iar la femei foarte mult. Exact, iar neocortex la femei este într-adevăr cu 30. Până la 33-40% mai dezvoltat, de aceea ele sunt și mai sensibile, exact. Se traduce în o sensibilitate crescută la femeie. Transmit chestia asta. Da. Iar neocortexul este creierul inteligent, doar că el este foarte lent. Primele în orice se întâmplă în jurul nostru este reptilian. Okay. El este instinctiv, reflexiv, first responder, exact. Da? Și oamenii, dacă au o teamă, nu trebuie să-l înneci. E ok să-ți fie teamă de a ieși din zona de confort. Asta e rolul nostru, să te ajut. Este ca atunci când vrei să-ți înveți prietenul să înoate, e frică de apă, ce faci? Ai două variante, l-arunci în apă, l-ai scos din zona de confort, dar îl bagi într-o zonă de stres în care dacă ajunge la mal, îți iese și nu se mai apropie de apă, deci l-ai pierdut. Sau pas cu pas, petit a petit, cum zice neamțul în limba franceză, da? Și de la simplu la complex, de la ușor la greu, dacă omul are siguranța că ești lângă el în orice proces, ok, zice, ia-mă de mână și hai să facem un pas. Uite, intrăm în apă până în genunchi, intrăm în apă până în brâu, aici te lași, îți ridici calceaua. Fac asta când exact, și așa mai departe, da? Deci e foarte important cum gestionăm. E foarte greșit să negi omului teama. Mi-e frică, du-te mă că n-ai de ce să-ți fie frică. Nu, e ok să-ți fie frică. Și mie mi-a fost frică. Nu ne naștem, nu te vezi cu arma. Da. E ok să-ți fie frică să pui mâna pe o armă. E ok, da? Dar nu e ok să nu reușești să gestionezi chestia. Iar asta este rolul nostru, dacă ne întoarcem. Cui nu e frică, la psihiatrie, toate e exact. Nu există. Fiță, și din dorința de a fi întotdeauna cel mai bun, nu știu dacă sunt cel mai bun, dar știu că îmi doresc, pentru că tatăl meu, când eram copil, îmi spunea, Raul, nu contează ce faci, fii cel mai bun, m-a determinat ca de vreo 4-5 ani încoace să încep să umblu și să-i vizitești pe cei de la ESA, European Security Academy, care ei spun și pe bună dreptate o spun că-s finest Security Academy in Europe, da? Logistica, baza materială, complexul de poligoane. Cu fost, ai expertiza ca să poți să zici DAFRA. Da, deci chiar pregătirea este făcută de oameni care sunt competenți, sunt și aici au să că îi trimit link-ul și Romulus, Mihu, Bogdan, Albia, Romulus, exact. Bogdan, chiar bunile, da. Salut băieți. Îi salutăm pe toți care au contribuit și ei la pregătirea noastră și știi cum e? Absolut orice om cu care interacționezi contribuie la pregătirea ta. Dacă vrei și dacă cauți. Dacă vrei, exact, foarte bine. Și dacă stai și faci o analiză după un curs, după un examen, după inclusiv un film prost care nu ți-a plăcut, stai și te întrebi, ce am de învățat din asta? Păi ce să învăț să nu, să nu mă mai luăm film prost, ok? Dar cum fac să nu mai luăm film prost? Caut pe IMDb să fiu mai atent. Să văd nota, să văd cine joacă, să văd. Da, deci din absolut orice ai de învățat. Mai bun, așa că dacă îți doresc în general. Bun, ok. Am ajuns într-un punct sau am făcut ceva ce nu. Cum să fac să nu se mai întâmple? Să încerc să-mi iau informații mai bine, să coleg informații mai bune vis-a-vis de subiectul respectiv, să fiu mai pregătit, să fiu mai... Ne lovim foarte mult de chestia asta cu zona de confort, pentru că trebuie să faci ceva pentru acea persoană să treacă hopul ăla, că altfel nu poți să... Știi care este secretul? Mi-ai cerut un secret, sau mi-ai spus, care este cheia? Cheia este să-l ajuți să-și dorească să facă el pasul ăla în gol, nu să-l împingi tu. Da. Iar asta necesită multă muncă. Un instructor trebuie să fie un foarte bun trainer, psiholog, frate, tată, mamă, soră, să știe când să îmbrățișeze, să știe când să fie un bun camarad, să știe când să fie un bun soldat, dar și un bun comandant. Pentru că de multe ori disciplina necesită rigurozitate. Absolut, da. Și fără disciplină nu te ții. Aici eșuează mulți care vor să slăbească. Da. Mă duc odată, două la sală, am făcut febră musculară. Trebuie să conștientizezi că a merge la sală, a slăbi. Mulți mă întreabă, cum să fac să-mi găsesc motivația să slăbesc. Zic, o cauți la alții? Trebuie să o cauți în tine. Da.
Vrei să slăbești? Da. Lasă de ce vrei să slăbești? Ai zis că vrei să slăbești și totuși nu mergi la sală, înseamnă că nu e suficient de motivat. Păi da, dar gata, știu. Bun, zi-mi ce vrei să faci. Fac coaching. Coaching, diferență de coaching și mentoring. Îmi place mult să mă joc. De ce coaching, de ce mentoring? La mentoring îți spun ce să faci, la coaching te întreb pe tine. Da. Îți descelerezi ție roțile din țate. Da. Te fac pe tine să gândești. Deși poate, eu aș vrea să-ți dau câteva sugestii, dar nu o fac, îmi mușc limba. Te las pe tine să le găsești și exact. Să ajungi ce zic, la... De ce vrei să slăbești? Păi că-s greu, că mă mișc greu, că transpir mult. Ok. Și ce ai de gând să faci? Păi o să strâng bani și mă duc la sală. De ce să faci asta? Petit, pas cu pas. Creează-ți un obicei. Sănătos de a mânca cum trebuie. Fă zilnic, da. Zilnic, dar every fucking single day să pui un bit. Dă când dimineața când te dai jos din pat, fă două frotări. Nu mai mult. Două. Așa le zic și eu. Dar fă să devină obicei. Da. Nu te duci la toaletă până când nu te-ai rostogolit din pat, ai făcut două frotări și te-ai dus. Două frotări. De ce? Pentru că în momentul în care devine obicei, vei putea să faci și 5 și 10. Da, eu zic, mamă, dar am făcut 20. 2 și am scăpat încă una în plus. Bă, dar a fost ușor. Ok. Da. Pe urmă, când te duci la toaletă, zici, bă, dacă tot am terminat, ia să fac și 2 genuflexiuni, da, că tot sunt în poziția de genuflexiuni pe toaleta. Mindset-ul. Da, să slăbești costă, zic, nu. Să slăbești înseamnă să mănânci mai puțin, în prima fază. Da. Să slăbești înseamnă să nu mai mănânci atâtea prostii. Să slăbești înseamnă să faci... Păi da, dar la sală e scump. Nu te duci la sală. La sală du-te când deja ești atât de bun. Să lucrezi cu propriul corp și cu propria ta greutate este un fleac. Atunci du-te la sală. Banii care te dai în plus pe mâncare, îi dai la sală. Da. Simplu. Deci ideea care este? Trebuie să vrei. Altfel vei căuta scuze. Loserii caută scuze. Campionii caută soluții. Cu soluții, exact asta. Și crede-mă, acasă poți să faci... Exerciții, vrei, mai ales fără probleme. Avem YouTube-ul, găsești milioane de exerciții acasă. Dar îți dă timp, îți zice, bun, acum stăm în minim 5 secunde, 7 secunde. Deci restul... Incredibil de ușor. Restul, într-adevăr, exact, să caut scuze la nesfârșit. Eu îi pun de obicei. Am avut o doamnă venit o dată la mine, când făceam și cu... Dar deci acum fac, de fapt... Mixed, da. Și, dom'le, n-am făcut o frontare în viața mea. Deci vă spun două chestii foarte mișto din viața mea, care pe mine ca instructor m-au terminat, așa, m-a venit să plâng efectiv. Cam greu cu plânsul eu, dar nu. Și vreau să zic că n-am făcut în viață cu flotare. 30 ceva de ani, mamă, casnică, nu casnică, pardon, soție, muncea la farmacie, în fine, și a reușit cu mine, a reușit să facă o flotare. Da? Și pentru ea a fost un să plâng. O realizare. Da, și mi-a zis, eu am fost la o grămadă de instructori, la o grămadă de trainer, de nu știu ce, niciunul nu a reușit să mă facă, tu ai reușit să mă faci. Nu știu cum ce ai putut să faci. Și a zis, păi, tu ai făcut, eu n-am avut nicio treabă în povestea asta. Trebuie atenție foarte mare vis-a-vis de instructor, de tot ce sunt instructor, da. Vis-a-vis de așteptările oamenilor cu care lucrați. Că e un client, că e un apropiat, că e un cunoscut. Motivația este exact. Da, exact. Și în afară de asta, Niciodată, da, s-ar putea să pară de râs povestea pe care a spus-o Nica acum cu o flotare. Pentru o femeie care nu funcționează viața ei la 30 de așteptările omului respectiv, care își dorește să ajungă să facă o flotare, că... S-a zis că de la flotare aia s-a întins și a ajuns să facă 10. Da? Deci a ajuns să facă 10. La unul, mai avut un băiat tot așa... E bine că și-a stabilit totuși un... Găsuți 140 de kilograme, da, o vârstă destul de fragedă, 20 ceva de anișoare, că da, grăsuți. Și mi-a zis, băi, Nicu, ce să facă, uite așa, 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 și am zis, în primul rând, zic, unde-ți dracu la acolo la frigider? Am înțeles, a fost o glumă, știi? A fost o glumă, dar a înțeles-o, știi? Râdea. Și am zis, băi, e greu pentru cineva care a ajuns la nivelul ăla și stomacul este alergit atât de mult încât o să aibă o senzație de insațietate permanentă, adică nu e o problemă. Și atunci am explicat așa, foarte clar. Păi, oamenii o să vii să așa. Avem antrenamente, a venit în prima lună de zile, dăduse jos în jur de 15 kg, dar i-am explicat că cele 15 kg erau 3 antrenamente pe săptămână cu mine. Dar i-am zis, i-am dat o rețetă de mâncat și i-am zis așa, nu contează ce mănânci, contează niciodată să nu depășească atât, asta este ce este, măsura stomacului, așa nu o să aduce pe pământ. Știi că și pe timpul, în antichitate, le dădea măsura de pământ. Da, da. Ei, asta e stomacul nostru, nu-i mai mare, cred. Și i-am zis, atât să mănânci. Da? Dacă ții cont de chestia asta, poți să mănânci ce vrei. Bă, nu contează.
deci la nivelul ăsta care era el atunci trebuia să-i zic chestia asta, că eu nu mergea el să-i explic, eu să-i zic, bă, nu mai mânca pâine, nu mai... Nu, nu, eu am, întâi m-am dus spre cantitate. Alegerile da. Mai... Ce ai zis așa, atât, la fiecare 4 ore. Păi cum adică? Ce ai auzit? Ne-am zis bebelușii amici când plâng la 4 ore și ce știu ei de ce. Așa trăim noi, ăsta e problemul nostru, de fapt. Noi trebuie să mâncăm câte puțin, la fiecare 4 ore. Și organismul nostru va funcționa perfect. Gata, a plecat pe ideea asta, 15 kg a ajuns imediat. Vreau să se lea tricolul la hâți, se vedea la pantalon, deja gata. Și am zis, nu te bucura, că ăștia un centimetru... Se vedea la voi imediat dacă... Nu acum vreau să fiu. Ci un centimetru 2 care ai văzut tu aici, care sunt vizuale. Da, e un tip de sunt foarte puțin. E foarte... Acum va fi ce mai greu să dai jos pe asta. În schimb, ce s-a întâmplat? Ai dat viscerala. Aia care se dă prima de obicei, grăsimea viscerală. Da, aia se prima. Aia pleacă prima. Aia zis, ai dat viscerală, ajuns. Și în fine. După care am ajuns pe stadion, pe prima lună, ca antrenamente, că aveam și în fiecare vineri mergeam și făceam stadion. Alergări, scările, nebunii, în fine. Am mai pus-o pe canalul meu de pagina de Facebook. Mai bine am filmări, unde alergam pe stadion și după ei. Cu cauciucul, dă-i cu cauciucul, ridică cauciucul, dă încolo, dă încoace. Așa, în fine. Și vreau să zic că pentru prima oară în viața lui a reușit să merge 1000 de metri, adică 2 ture și jumătate de stadion. Cu mine lângă el. Eu lângă el. Hai, dar nu mai pot. Nu există. Hai, frum, tati, gândește puțin. Deci eu îi țineam de vorbă. Pentru că el am demonstrat foarte clar, că am învățat și de la zi de băieții de la Bendisim, că în unul care spui că nu mai poți, mai ai 40% energie în tine. Da. Nu mai vorbim de aia de rezervă care ferească Dumnezeu. Și am zis, bă frate, tu când spui tu, în momentul în care încerci tu mie că vrei să faci, câte flote eu nu poți face decât 10? Stop, greșit. Tu ți-ai pus limita asta. Exact. Că eu dacă te iau și te număr acum și te țin de vorbă și te număr și te vrăjești, acolo poți faci 20. Pentru că eu te țin de vorbă. Nu-ți mai pune tu limite. Eu întotdeauna am zis, e corect sau nu e corect? Absolut. Asta vreau să mă confirm un profesionist în domeniul ăsta, la motivație, motivațional. Că el știe foarte bine ce face, lucrează în domeniul ăsta acum. Bun, și le spuneam chestia asta. Și acum a alergat 1000 de metri cu mine. A sunat cu Maica, plângea la telefonul meu să creadă că el a alergat 1000 de metri, pardon. Nu, prima oară în viața lui, a alergat 1 km, în 20 de ani de viață. Nu reușise și era destul de... avea încă 120 de kg, adică era mare. Asta vreau să spun, că sunt doar în mintea noastră. Noi nu avem... noi nu suntem motivați. Noi nu vrem să ieșim din zona de confort, într-adevăr. Foarte multe chestii și nu suntem dispuși să riscăm. Și le zic de multe ori la oameni, băi, riscăm ca să câștigi, pentru că ce poți să pățești dacă nu ai câștigat? Nu ceva ce aveai și ai pierdut. Vei pierde ceva ce sperai să ai. Deci, fără de care ai trăit liniștit o viață întreagă până acum. Deci nu pierzi nimic. Exact. Și mai e ceva, ai pierdut acum, nicio problemă. Va cu fiime a vrut să dea la SGP. A pierdut din cauza că nu le-a spus, vezi, doamne, la psihologic, că avea timp ca să ultimul exercițiu. Un punct. Deci un punct. Atâta. Era vorba de, știi, o chestie de aia, de să rețină repede, nu știu ce, și nu știa că are la dispoziție un minut. Că nu le-a zis. În fine, deci nu le zis, nu știu, nu contează. Și tocmai asta era ideea, mi s-a spus că știi că trebuia să-și dea seama că deja din 30 de minute și a trebuit să ia 15. Și ideea a fost că, na, și i-am zis, ce înseamnă asta? Te oprești aici? Nu. Intri din nou, vreau să intru la scafandrii la scafandrii de luptă din poartă. Nu cum ne-a dus pe băieți în partea aia la mangalea, la fostul din repos. Și am zis, intră aici, nu, să te duci și îți vezi de treabă. Ideea e că îmi place mindset-ul lui, pentru că la fel a zis, nu se poate. Deci dau din nou fără nicio problemă. Și de data asta o să fiu mult mai atent. Da? Și ai câștigat continuu, da, ai pierdut continuu. Da, da, asta cred că a fost o motivație. Da, pentru el, nu l-am certat, nu i-am zis că e prost, nu i-am zis că băi, zic, stai mă, cu bun, adică, na, ești tăntălău, mi-am zis, băi, ești tăntălău, nu ai fost, trebuia să întrebi. De ce n-ai întrebat? Nu, că nu să nu te deranjezi. Bă, nimeni nu o să te dea afară că întrebi. Trebuia să ridici două, deci nu vă spărați, doamna, cât timp avem? Da? Adică, da. Nu nu pot să zic, da. Eu. Și azi, asta este un alt mai... Ții minte la cu, cum îi zice, cu Men in Black? Uh-huh. Cu primul test care l-au dat ei și toată lumea le pusese hârtie, că nu știau unde să scrie și l-au tras masa. Ca să pun să scrie pe ea. Ei, aceeași chestie. O capcană frecventă în care credem cu toți este că presupune. Presupunem că ne este clar. Presupunerea este mama eșecului, mereu le zic, presupunerea este mama eșecului. Și de multe ori cauza principală a conflictelor. Presupun că tu asta ai vrut să zici. Da, că zis, eu mă certam cu chestia asta cu fosta femeie, aoleu, mă disperam. Lasă, știu că tu ai gândit că vrei să spui asta. Și dacă am încetat să mai presupun... Nu, adică chiar nu vreau să zic asta, știi? Dacă încetăm să presupunem și să ne convingem prin întrebări,
gen, ceea ce vrei să spui tu este asta și să reformulăm exact, contează foarte mult. Deci crede-mă, dacă am face acest mic exercițiu, să nu mai presupunem, nu, ci să te întreb. Nic, ceea ce ai vrut să zici e asta? Și tu să nu reacția mă să vezi reacția mă. Ok. Deci dacă am face acest mic gest, iar mă întorc la... Și ăsta e un mușchi pe care ar trebui să-l antrenăm. Da? Iar o vorbă... Exercițiul este destul de simplu pentru bărbați. Păi tu asta ai vrut să spui. Nu iubita mă, se poate. Nu. Era o vorbă din bătrân sau nu? Era o vorbă din bătrân care zicea că degeaba ai, dacă nu ai. Și cu atât mai mult în ce înseamnă mânuirea armelor, da? Toți vor vin în poligon, vrem să tragem repede, vrem să facem scheme, vrem să fim Chuck Norris. Pași mărunți, viața lungă, da? Da, hai de la basics, fundamentals, always. Să le segmentăm și după aia credim peste. Am înființat în urmă cu 5 ani SIAFS-ul, care se dorește, a pornit practic de la ideea, de la un team building. Ok, hai să le spunem următoarea. Da. Poți să iau să o arăt la camera? Da, foarte bun. SIAFS vine de la programe de tip școală, de instrucție și aplicație în sistem de forțe speciale. Asta înseamnă că mi-am dorit și îmi doresc să facem lucrurile diferit decât le facem în mod normal. Să-i scot pe oameni din zona de confort, să îi duc. Zona de dezvoltare se află în afara zonei de confort, dar cu foarte mare atenție să nu ducem în zona de stres. Da. Dacă ar fi să le gândim, sunt trei cercuri concentrice. Prima e zona de confort, unde reptilianul zice nu te du, nu fa asta, plouă afară, e frig. Toată lenea pe care noi o avem înainte să facem ceva vine de la creierul reptilian care zice nu fă nimic diferit. De ce să mergi afară? Ce să mergi la alergare când tu ai o bere rece în frigider și s-ar lumele astea proaspete pe masă? E picat de balenă unde stăm noi. Vrei să mori? Da, deci de câte ori n-ai chef, de atâtea ori reptilianul își face foarte bine treaba. El e responsabil cu securitatea, cu wellness-ul nostru. Și prin programele pe care le dezvolt în SIAFS, asta îmi doresc. Să-i ajut pe oameni să trăiască o experiență. Da? Eu le numesc activități experiențiale, care dau ocazia grupului să trăiască o experiență de grup comună, aici și acum. După care o analizăm și mergem la nivel de individ cum a perceput-o fiecare. Și da, este un aha pentru fiecare să-și dea seama cum același lucru eu îl văd într-un fel în lumea mea, lumea mea care are la bază experiențele mele, cunoștințele mele, da? Lumea lui Olaf, lumea lui Nic, lumea lui Alex. Și să ne dăm seama că suntem la aceeași masă, am trăit aceeași experiență, dar avem percepții diferite. Și este normal. Chiar e bine. Asta înseamnă evoluție și diversitate. Da, asta încearcă el să să predea și să facă lumea să înțeleagă că se întâmplă lucruri. Nu trebuie să fiu la fel pe ceea ce, fac, mă adresez companiilor, dar nu numai, pentru că am și cursul open, dar în general lucrăm cu companii, middle și top management, leadership management, în care le ofer posibilitatea, toată aceea teorie din sala de curs, pusă pe perete, frumos, diagrame colorate, să o trăiască, da, să o simtă, da. Să vadă ce înseamnă time management în momentul în care, prin scenariile reale pe care noi le folosim, el trebuie să ia o decizie care, mă rog, evident, nu pune viața în pericol, da, în realitate, dar în scenariile noastre se presupune că decizia lui sau timpul pe care îl pierde acum, nesăbuit, va avea ca și rezultat pierderea de vieți umane sau pierderea unei echipe sau. Da? Deci, pe partea de time management lucrăm așa. Pe partea de leadership vreau să văd atitudine, vreau să văd inițiativă, vreau să văd mindset-ing, vreau să văd curaj. Ăla nu-i lider. Eu sunt liderul. Du-te tu. E leadership. Leadership înseamnă să fii exemplu. Și deci vreau să văd chestia asta. Vreau să văd chestia asta. În dispunerea. Cum îi dispune? Lucrăm în small unit tactics. Cum decizi? Ce faci? Plan de acțiune? Când? Cum? Adică eu asta îmi doresc prin programele pe care SIAPS le dezvoltă. Să duc toată teoria asta frumoasă, scrisă de oameni inteligenți pe care, în care eu cred,
să o transpunem în practică, să fac acest transfer al teoriei în practică. Să simți ce înseamnă time management. Să simți unde te-au dus toți hoții de timp. Oh. Mesaj. Să vezi, în programele mele au de făcut task-uri și le trimit mesaje. Le trimit mesaje în care zic, da, deci în cadrul acelui program, da, îi zic, lasă ceea ce faci acum, du-te dincolo, du-te fă asta, du-te fă aia. Să văd cum prioritizează. Da, 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 că e foarte important să vezi prioritizează. Cum face diferența între urgent și important? Da. Că aici, aici, aici ca toți în capcană, stai, e urgent și important, că e vorba de oameni. Ok, ce înseamnă urgent, ce înseamnă important? Da. Urgent înseamnă că trebuie să faci acum. Important e... important e că trebuie să faci tu. Deci importanța ține de propria-ți persoană, de cunoștințele tale, de poziția pe care o ai, de deciziile pe care tu le poți lua, aia e important. Urgent înseamnă că arde, arde undeva, ok, pot să mă duc eu sau pot să zic, să Alex, exact, tu te carde. Da. Eu trebuie să fac planul ăsta pentru că aici mor 10 oameni, da, 5 oameni, 2 oameni. Deci asta e foarte important. Poți să termin niște șef, dar eu nu știu că la... Cu mare drag. Da? Ar fi bine. Cu mare drag. Cred că da, trei sacuri din șef din poliția română. Este resursă, aici este ar trebui să ajungă la el să învețe mereu. Este singura resursă pe care nu o recuperăm. Să păstorească indicatorii și atât. Apropo de cele două grupuri, să știi că primul team leader de la, adică de la prima grupă a fost mult mai... semăna team leader față de cel de-al doilea. Da, aici, aici să fac o scurtă introducere pentru cei care mă urmăresc. În 5 secunde termin, eu colaborez, bineînțeles, și cu Olaf și vom colabora împreună. Sper, și vreau, așteptam să vă întreb și eu oportunitatea asta, având în vedere că am lucrat 2 ani în team building și eu și corect, știu cum e. Corect. Și-a fost bine. Acum, de recent, am avut un proiect pe, în care l-am inclus și pe, pe Alex, aveam nevoie tot așa de un scenariu, în care să dăm totul peste cap, am avut nevoie de Alex, au venit cu niște oameni, am avut un team building la Wolkendorf, Brașov, și aveam nevoie ca el să vină, să nu știe participanții la acel team building, că eu noi colaborez acolo cu, ce face. Așa, cu o echipă din exterior. Și au făcut un plan, aveau de curățat niște camere, trebuiau să caute pe cineva, să salveze pe cineva, etc. 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 Dar au apărut elementul surpriză, în care, într-una din locații, erau așteptați. Și acolo era Alex cu 4 băieți și în loc ca ei să iau ostateci, ei au fost luați ostateci. Iar aici, iar aici situația s-a întors 360 de grade sau 180 de grade, 360 de grade. 180 de grade când deja au intervenit panica. Păi stai un pic, ce faceți? Păi nu mai putem când am fost luați ostateci. Cum ați reușit? Time is ticking away. Time is ticking away. Ce faci? Bun, gata. Am scurtat-o. Asta a rămas așa ca teaser trailer. Teaser, da, 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 teaser, da, da. Adică ca și plan, eu îmi doresc, pentru că la această masă, o spun cu mâna pe inimă, am întâlnit oameni de calitate și calitatea, repet, nu stă în haine, ci în calitatea umană și pot să spun, uitându-mă și la stânga și la dreapta, că am întâlnit oameni excepționali. Eu, ca plan de viitor, îmi doresc să colaborăm și să facem lucruri nebunești, ieșite din comun, pentru că nu-mi place normalitatea, nu-mi place mediocritatea. Nici eu consider că, că adevăratul leadership nu este pentru oamenii mediocri, ci pentru cei care își doresc să fie extraordinari. Așa este. Așa este și... și noi vrem să facem lucruri extraordinare. Dacă ne ajută Dumnezeu și o să fie bine și o să fie sănătos și în primul rând, că de aici clar, sunt niște chestii care știi cum e. Oricât de mult te-ai chinuit tu să te ții sănătos, trebuie să mai ajute și Dumnezeu puțin. Dacă nu este Dumnezeu în ecuație, nimic nu există. Și să, să putem la unul să concretizăm ce ne-am propus și de ce nu putem să facem inclusiv și la mine, la mare, niște chestii frumoase, absolut foarte frumoase, cu fundare, cu apă, cu chestii, cu nebunii, și superbe. Da, acolo am eu, este mediul acolo. Și putem să facem cercuri frumoase și o să vă povestesc multe. Am multe acolo zone și multe oportunități pe care putem să facem chestii mișto. Cu cât un lucru va fi mai greu de atins, cu atât satisfacția va fi. Oh, da. Așa ne-am doresc să fie ceva strong, ceva exact. Va fi, hardcore, va fi cu siguranță, da? Va fi cu siguranță. Și, bineînțeles, la anul, dacă până în septembrie, să zicem, se va concretiza ce zici tu aici cu tot, da, s-ar putea ca întâlnirea cu spartanii mei care vreau să o fac la anul, să o fac aici, în septembrie. Da, ar da, frumos, bună idee. Să-mi fac întâlnirea cu spartanii, inclusiv din afară vor veni spartanii
da? Fanii mei, o să vină și o să facem o întâlnire minunată aici, unde vor fi cel puțin, zic eu, preconizez cel puțin vreo 30-40 de persoane. Și în proiectul ăsta, bineînțeles, o să fiți și voi. Și ar fi, să zicem, un weekend plin, da? Vineri, sâmbătă, duminică, în care să facem niște chestii foarte frumoase, cât mai multe posibile, fără timp de odihnă. Că nimeni nu vine la odihnă, odihnă ai când dori. Da? Deci nu e o problemă. Și mai am o vorbă, să mă odihnesc destul până să mor. Până atunci, exact cu muncă. Așa e și eu. Și legat, legat de ce ai spus, singurul moment în care, într-adevăr, și singurul moment în care sunt de acord că o persoană nu mai poate face nimic, este când este la 2 metri sub pământ. Okay. Până atunci, întotdeauna există viu, ești viu, respiri. Ceva poți să mai faci. Exact. Bun, dragi moșului, cam atât. Din păcate ne-am întins, dar oricum materialul va fi defalcat pe 3. Va fi defalcat pe 3 la distanță de 2 zile fiecare și practic într-o săptămână o să acopăr o săptămână de subiect. Cam atât am și vorbit, o să de cât ați observat, ne place să vorbim mult nou, dar din fericire cred că spunem lucruri interesante. Mulțumesc frumos pentru atenția voastră ca de obicei și bineînțeles, ne vom revedea săptămâna viitoare cu materiale și mai interesante și mâine o să mai fac material, deci o să fie materiale, slavă Domnului. Și până data viitoare, nu uitați, antrenați-vă, aveți grijă de voi. Mulțumim, Nic. Propun să îndiem ca bărbații, a de aspiratorul. Mulțumim. Eu vă mulțumesc, dragi moșule. Bun. Așa. Salut! Salut din nou! Salut din nou! Profit de această ocazie, de această dată, să vă vorbesc despre un sistem pe care l-am folosit în ultima perioadă. Este un relativ un sistem nou, inovativ, îi spune Still Alive. Practic, sunt niște senzori, aceștia, așa arată. Ei vin montați pe Hardox, nu am aici Hardox, dar pe principiul acesta. Înțeles. Acestea sunt niște plăci de oțel inox. Și noi le folosim foarte, foarte mult în pregătire, deoarece te ajută să simți când ai atins ținta, îți numără de câte ori ai atins ținta, îți oferă posibilitatea de a avea diverse drill-uri. Nu știu dacă se vede, el vine cu o aplicație pe care poate fi instalată pe tabletă, indiferent că e sistem iOS sau Android. Cu ce se trage, ca să înțelegem? Dacă o montezi pe Hardox, poți să tragi cu muniție reală. Ok. Da? Deci poți să tragi cu absolut orice muniție. E foarte important ca ținta în spatele căruia vine acest senzor să nu fie penetrată de... Strici senzorul după aia. Exact. Distrugi senzorul. Dacă vrei să o folosești pentru airsoft, să te antrenezi, atunci vei putea folosi niște plăci de genul din aluminiu. Eu am folosit oțel inox că stau afară și... Da, deci merge și cu pentru airsoft. Merge și pentru airsoft. De ce nu le-am făcut din aluminiu, ci le-am făcut din oțel inox? Pentru că tragem și cu bile de cauciuc. Am înțeles. Da? Și atunci să fie rezistente, nu riscăm absolut nimic. Ele vin echipate cu LED-uri care au 7 culori. O să fac o mică demonstrație, da? În momentul în care ne conectăm, îmi arată toți cei 5 senzori, îmi arată că conexiunea este, îmi arată de 100%, la unele 96-98 în funcție și de puterea bateriei. Acesta este masterul care conectează practic senzorii de dispozitivul pe care dorim să urmărim să se înregistreze tot acest antrenament. Am înțeles. Da? Merge până la 100 de metri. Asta vreau să întreb. Da? Deci țintele pot fi la 100 de metri distanță de acest senzor, iar acest senzor poate fi până la 50 de metri distanță de telefon. Deci practic între tine, telefon sau tabletă și cea mai îndepărtată țintă lejer poate să fie 100-150 de metri. Am înțeles. Aici îți arată statusul fiecărui senzor și el are mai multe drill-uri. Nu o să le descriu pe fiecare în parte, ele se regăsesc... Training, zombie attack, reflex, battle, kill house... Exact, dacă mergem pe partea de training și îi dăm start game, ni s-au aprins pomul de Crăciun. Cele 5 țintele, iar în momentul în care ele sunt atinse, ne validează practic vizual, își schimbă
culoarea, respectiv îmi înregistrează aici. Acum e posibil, fiind suprapuse una peste alta, când ating una să vibreze și celălalt. Ele înregistrează automat și schimbă culoarea la fiecare atingere. Super mișto. Ceea ce te ajută să nu te mai deplasezi până la țintă, să vezi dacă ai atins-o sau n-ai atins-o. Intensitatea luminii este de asemenea reglabilă în program. Am înțeles. Poți să schimbi culorile cu care să începi, poți să pui diverse culori, poți să setezi, au 7 culori diferite, albastru, alb, roșu, verde. Să nu te deranjeze la... Na, că exact, poate unii... sau poți să faci drill-uri, să lucrezi cu 5 oameni deodată și fiecăruia să-i asociezi câte o culoare. Da? Super. De exemplu, unul din drill-urile pe care noi le facem, 5 persoane, 5 culori diferite și ele se aprind aleatoriu. Da? Există posibilitatea ca ținta asta odată să-ți lumineze roșu, ceea ce înseamnă colegul A, să zicem, da? După care să se facă verde, deci asupra acestei ținte va trage colegul B. Super, pe binomuri, da? Poți să simulezi... Îți măsoară viteza de reacție. Da, deci îți măsoară și timpul de reacție, lovitura, pair time, adică... Îți dă el startul și până în momentul în care atingi ținta, îți cronometrează distanța dintre start și momentul în care ai atins. Am înțeles. SIAFS este, în momentul de față, este unic distribuitor al acestui produs. Și ce aș mai putea eu să-ți spun ție, Nic, despre acest produs, decât că are o varietate de exerciții, de competiții, pe care le veți găsi și pe site-ul Still Alive, descrise mai bine. Avem și un filmuleț de prezentare pe care am să ți-l pun la dispoziție. Super! Double tap, ping pong, chase the rabbit. La chase the rabbit, aceste lumini se schimbă și practic dacă nu apuci să lovești ținta cât timp este lumina aprinsă, practic ai pierdut Interesant, da? Conceptul. Poți să le folosești într-o infinitate de moduri. Absolut. O să le ascunzi în camere, ele se aprind aleatoriu, pe timp, cum le setezi tu? Ca și setări, practic nu există limită. Nu există limită. Și de culori și de... Deci poate fi folosit și pe cei care se antrenează, să zicem, pe Airsoft. Exact. Poate fi folosit și de forțe de ordine. De exemplu, în Polonia este folosit inclusiv de European Security Academy pe ținte Hardox 500 și se trage efectiv cu real life ammunition asupra lor și funcționează la fix. Super, da? Mișto. Ei folosesc inclusiv în poligon 3D în care dispun cele 5 sau poți să pe un senzor din acestea poți conecta până la 10 ținte, deci practic două astfel de seturi. Și îl dispun într-un poligon 3D, da? Și ele se aprind aleatoriu, da? Și tu urmărești, de exemplu, culoarea pe care o vrei. Toate sunt verzi și din când în când câte unul se aprinde roșu, pac, da. Ai angajat ținta, îți măsoară viteza de reacție, după care următoarea. Cam ce preț are? Prețul unui astfel de set, fără țintele pe care le-am făcut, astea le-am făcut eu personal ca să le pot folosi, dar, cum spuneam, ele pot fi aplicate inclusiv pe un placaj, dacă este mai rezistent. Ideea de bază este să nu penetreze cartonul, plasticul sau asupra... Corect, să nu strici senzorul. Prețul unui astfel de echipament este de 1500 de euro. Am înțeles. Se distribuie și în România? Adică, sau există cineva care distribuie în România? SIAFS, în momentul de față, este unic distribuitor acela. A, deci tu. Stil Alive. Deci, ok, deci dacă o să găsim persoane care o să fie interesate, avem aici omul, da, vinovatul de serviciu, care ne va putea pune la dispoziție și demonstrație și susținere din toate punctele de vedere. Exact. Și mult mai multe detalii. Super. We'll be right back.
don't do average. What we do isn't easy. It takes work, commitment. It takes time, effort, and drive. There are no shortcuts to success. Everything you want, you must work for. In our line of work, everything is at stake. This is the good fight. Live, breathe, life, you. That's what it's about. It's gonna hurt. Sometimes it's gonna get tough. But when it get tough, you get tough. Just make sure you make your mark. Make sure you make your mark in this world. But somebody didn't make it today. But you did. Keep living. Keep living strong. Don't give up. We'll be right back.
Bye! Thank you.